Mulțumesc frumos! Vreau să vă spun că această implementare a sistemului național privind factura electronică RO e-factura, sistemul nu a fost pregăsit și evident că a bulversat mediul economic românesc. Am făcut și memoriu către guvern, am făcut memoriu și către Comisia Europeană, am făcut memorii peste memorii, vi s-au făcut memorii și de către patroni, nu vă interesează că oamenii își desfințează firmele, nu vă interesează nimic, acum veniți și cu alte implementări și mai impuneți niște obligații în spatele oamenilor de afaceri care, români, care se mai și împuținează. Sistemul național e-factura nu presupune doar strict emiterea facturilor în format electronic, ci presupune și generarea unui fișier care conține informația din factură și care se transmite la ANAF prin intermediul SPV. Așa că acele acțiunile de informare nu au fost suficiente, iar nu vă supărați, la țară nici nu se poate implementa așa ceva, așa că nu ați ajuns la obiectivul pe care voiați să-l atingeți, din contră ați bulversat și ați distrus mediul economic care și așa era precar al patronatului românesc. Mulțumesc!